da, vorba unui client al meu de la restaurant. Bă, băiatule, femei mai găsești, dar băieții au început să se supraaranjeze. Nu-i mai găsești la evenimente, că ei e tot femei. Bă, deci se pregătesc băieții pentru evenimentele astea, Doamne ferește, da. Își rup și jar... Dacă e vreun stilist dispus și disponibil să mă ajute pentru o colaborare, ce? Vreau săptămâna viitoare, am două evenimente, la unul să port un rahat în cap. Un rahat și n-aș lua chiar de pe jos, că nu știi ce nimerești și așa, da? Deci vreau să-mi faceți un rahat, da. Un rahat, cum e emoticonul, rahat cu ochi. Vreau să mă duc la un eveniment cu un rahat cu ochi și după aia... Știi o doamnă care te poate ajuta, o chestie din colecția personală, scrie Marția pe Instagram și dă note. Are? Da, sunt convins, sunt convins. Nu trebuie să port o rodie. Da. Și... da. Deci un rahat vreau și mai vreau pe unul să mă îmbrace în sultan sau bossul sultan. Mai am un alt eveniment. Am văzut că la evenimente oamenii se îmbracă atât de shiny sparkling încât zici că au furat tezaurul cu ei. Bă, muncă aveți, bă, bă, băieți, bă. Bă, vă aprind o lumânare și nu vă aprind la vii. Terminați cu o stricați de tot. Ce e aia? De ce băieții poartă colanți la eveniment? Asta vreau să spuneți. Vă e friguț la ouți? De ce aveți colanți sub pantaloni la evenimente? Dacă, fiți atenți, ca să fim înțeleși, că am văzut și la Galael. Bă, sunați înainte. Unde e? La Casa Poporului. Vă uitați pe calendar. Bă, e noiembrie. Bă, e frig. Decât să-mi înghețe... Uțu, mă, mai bine nu mă duc decât să merg cu colanței la eveniment. Nu, ne ducem naibii. Bă, dar nu vă freacă, sincer. Nu? Că simt așa... Băi, de când ești tu pe mod așa de nuțe? M-am uitat la băieții ăștia. Te-ai lăsat la un moment dat, nu înainte, da, vezi, la te cu băi, știi, fii atent, dicționarul acum, de mod în casă, dar acum s-a prescris. De ce nu mai merg eu la evenimente de gen? Se întâmpla chiar la o gală el. Și primesc un telefon de la prezentatoare și zice, bă, vino să mă iei de aici, să mergem să mâncăm, să bem. El mai duce prezentatoare pe la el. N-am o scuză, zice, n-am o scuză să plec. Vino tu ca fiind scuza mea, după cum se vede, chiar am față de scuză. Da. Și zice, mă roagă fetele aici, că avem o colaborare îndelungată, mă roagă să stau cu ele, aș vrea să plec. Vino până aici. Hai de mine, eram în mijlocul la FIFA, abia se lansase. Și ce face orice bărbat normal? Ce ai făcut? Las FIFA după ce termin ultimele două jocuri, să rămân în liga în care eram, da? Las FIFA și îmi dau seama că n-am timp să mă îmbrac. Și ce ți-ai luat pe tine? Bă, băiatule, băgai mâna așa în dulap, cam cum bagi mâna în urna de votare. Era așa, cum să zic, bă, mi-am găsit niște pantaloni, mi-a făcut muscă la mișto. Să vă explic, erau dintr-o catifea de o culoare bordeaux liliac. Da. Și erau aici cusuți greșit, ca și cum îți prinzi ciorapul la bancă, la banca de facultate. Când îți prinzi ciorapul, se strage firul. Mm-hmm. Uite așa, era aici și aici. Zic, dă-i naibii, nu o să sunt. Îmi iau în picioare păpucea de cauciuc de ți-am și ție. De gumarii. Gumarii, fița fițelor. Și îmi iau pe mine un tricou lălâi rupt acilișa și un sacou care n-avea nicio legătură cu ce se întâmpla acolo, mă înțelegeți. Aveam pe mine niște culori de dacă mă vedea papagalul vecinilor, mă aplauda. Plec așa și îmi dau seama că îmi stă părul prost, bag o mână în apă și îmi dau așa în el, dar cum să vă zic, cu nefiind probabil, nu era o fresc. Plec la eveniment, mă văd cu prezentatoarea, care i-am zis să mă bage prin bucătărie, dar m-a îndrumat greșit. Și lângă ea, o prietenă bună care se ocupă cu stilul. Cu stilul. Și mă vede și dintr-o dată mie îmi vine să vomit în gură. Știți când vomitați în gură? De emoția care m-a cuprins. Și zic, mamă, este ca și cum ești beat mort și te-a prins poliția. Dar nu poliția, filtru. Mamă, deja formulam o scuză. Stai să vezi că vin de la un antrenament, a căzut dulapul pe mine, nu mai știam ce să zic. Și ea mă privește așa de jos până sus și zice... Despre asta o să vorbim. Dintr-o dată m-am simțit ca un cetățean care a fost
văzut pe gaura chei în timp ce își făcea lucruri numai lui. Până acasă am condus. Își făcea lucruri numai lui? Da, că te prinde. Știți cum am condus până acasă? Nici n-am putut vorbi cu prezentatoarea. Uite așa, eram, știți în filmele americane când stă el gol în duș după ce a comis o crimă odioasă și stă așa pe ciuci cu gresia și faianța rece la spate. Și curge apa, așa, curge apa pe el și el se-ar aprinde o țigare, dar nu e prost, că e sub apă. Așa eram eu. Uite așa am condus până acasă de rușine. Bă, de ce m-ai chemat să mă faci de râs? Au zis că intru prin bucătărie. Așa, 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 așa. Și când deodată... Bing, bing, telefonul. A. Intră un mesaj de la stilistă. Și îmi scrie: în sfârșit te-ai transformat în bărbat. A. În sfârșit ești îmbrăcat și tu ca lumea. Pa! Extraordinar! N-am putut să dorm în pat. Da. Din cauza. Deci... Da. Mi-am dat seama aveai atunci. Aveai și fața aia pe vremea acum, aia. Acum mi-am dat seama. Aveai și botul. Moda se va duce dracu, m-am gândit. Aveai bărbița aia de o zi, așa? Micuță, da. De două zile, da. Aveai o față, deci eu ziceai, nu aveam haine avea, pe mine. Avea o față pe vremea aia de ziceai că e semn din naștere. Ți-e rușine. Eu de atunci știu că moda se va duce naibii lui. Aoleu, și uite da. Unde am ajuns. Uitați-vă unde am ajuns! Camuflaj, camuflaj. Pelerinaj. Foietaj. Flavia, suntem la